Românii sărbătoresc și 40 de sfinți mucenici din Sevastia. În această zi se respectă superstiții și obiceiuri vechi de sute de ani. La primele ore ale dimineții, gospodinele au frământat pâine pentru a pregăti bradoșii, așa cum sunt numiți în olt mucenicii. Pentru că suntem în post, trebuie să nu folosim lapte sau ouă. Fiind în post, se fac acești bradoși din aluat de pâine, adică din făină cu drojdie și cu sare. Dacă nu ar fi căzut în post, acești bradoși se puteau face dintr-o cocă pentru folosită și la cozonaci. Aluatul este modelat sub forma unor omuleți care simbolizează mucenicii care s-au jertfit pentru credința lor. În trecut, ochii și gura se configurau cu țeava pe care era pusă ața care se introducea în suveică pentru țesut. Acum noi îi facem cu alte ustensile. Când sunt scoși din cuptor, urmează ca ei să fie îmbrăcați cu un strat de miere și nucă ce le dă un gust aparte. Îi le dăm cu miere și cu... le presărăm nucă pe ei și apoi îi împărțim și se pot mânca. Gospodinele trebuie să respecte un întreg ritual astăzi. Ele fac mucenici după ce au ținut post și ei vor împărți la cunoscuți după ce i-au tămâiat înainte. Pe lângă rețeta, care diferă de la regiune la regiune, există și un ritual? Faceți ceva anume atunci când faceți mucenicii? Ritualul e același ca și în cazul pomenilor când se făceau colacii. Pâinea rituală, e o anumită datină, așa, trebuie să fii curat, să postești cu o zi înainte chiar. De ce ați aprins lumânare și de ce ați aprins? Pentru că ei trebuie împărțiți, se sfințesc, se tămâie și se împart în această zi. Sunt gospodine care nu țin post și aleg să facă mucenici după rețeta moldovenească. Cunoașteți tradiția mucenicilor? O păstrați? Da, da. O și cunosc, o și păstrez. Ați făcut astăzi mucenici? Da. Cum este? Eu am făcut, dar n-am făcut de post. Da. Am făcut mucenici moldovenești. Și am și împărțit la vecina mea, Claudia, și la o cumnată. Astăzi sunt respectate și alte tradiții, dar în timp au fost adoptate și multe superstiții. La noi în județ, în trecut, femeile puneau azi un urăzor de ceapă, de usturoi, pentru a avea o recoltă bogată. E o zi de sărbătoare, nu se lucrează. O superstiție foarte cunoscută este că astăzi se vor bea 44 de pahare cu vin roșu. Bărbații apreciază obiceiul străvechi de a bea 40 de pahare de vin ce datează din moș strămoș, când se credea că porția de 40 sau 44 de pahare de vin simbolizează puterea și vigoarea, pentru că vinul se transformă în timpul anului în sânge și putere de muncă. Dincolo de toate acestea, în credința bisericească, în această zi sunt prăznuiți cei 40 de sfinți mucenici din Sevastia. Refuzând să se închine idolilor, guvernatorul a poruncit să fie omorâți după ce au fost trecuți prin mai multe chinuri.